deschis nimeni ea. În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge. Fața lui e numai răni, pieptul-i numai sânge. Fața lui e numai răni, iar cui dor tu privegești, pentru cine ai răbdat, zbice fără număr, ce povară ți-a lăsat, rana de pe umăr, ce eu sunt robul ce slujesc tuturor, un rob al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat, numai spin și ură, numai răni și lovituri. Trei zile a prins pământul, lumina lumii-n pântec, și crucea mântuirii ascunsă sub pământ. Trei zile a stat lumina, dar crucea sta trei veacuri. Hristos cu a sa lumină a scos-o din pământ. Icoana lor, fereastră-n veșnicie, înălțat-au crucea spre generații ce privesc. Un fiu și o mamă, exemplu să ne fie, cu crucea-n spate, creștinii biruiesc. Un nume trece peste veacuri, Constantin, stăpân creștin al ce cu alui mamă spusa sunt creștin. Ai cruce apostol între popoarele păgâne. Au început cu Simon purtarea crucii grele. Ce cu Hristos pornita pe deal să ajungă sus și s-au sfârșit cu de durere, căci Sfânta Cruce-i semnul biruinței lui Iisus. Purtat-au crucea sfinții pe drumul mântuirii, și lemnul sfânt atunci pe toți i-a mântuit, făcuta Domnul atunci curățirea firii, prin sângele împăcării, noi toți ne-am izbăvit. Un nume trece peste veacuri, Constantin, stăpân creștin al lumii bizantine, ce cu a lui mamă spusa sunt creștin. Ai cruce apostol între popoarele păgâne. Azi nu mai mi-este dată a lemnului povară. Hristos nu își dorește
Fă, Doamne, astăzi ca steagul nostru de luptă, cu semnul Sfintei Cruci să fie împodobit, cu Constantin alături să facem voia sfântă și dreapta răsplătire la Domnul Cerul Sfânt. Un nume trece peste veacul Constantin, stăpân creștin al lumii bizantine, ce coali mamă spusa sunt creștin, ai cruce apostol între popoarele păgâne. Jos sub crucea răsturnată dintr-un sat, am văzut un om odată stând cu fața mâi lăsată și cu fruntea sângerată și cu fruntea sângerată și plângea de parcă toată lumea l-a lăsat. M-am oprit atunci din cale lângă el, lacrimile curgeau vale printre degete poale, dezvenea să-i plângi de jale, dezvenea să-i plângi de jale. Călător pornit pe cale singure, fața era albă toată ca de crin, dar al viața ei curată, sângele o brăznase toată și-a lui frunte sângerată, și-a lui frunte sângerată, o cunună era toată, numai spin. Când i-a spus să nu mai plângă, m-a privit duios, a pus mâna-n fruntea stângă și-a început din nou să plângă, ca și cum ar vrea să frângă, ca și cum ar vrea să frângă lacrima ce curgea lângă cruce jos. Azi când trec prin multe sate și prin lungi, când văd crucile uitate, un Iisus care plânge, să un Iisus care plânge, plin de
măriți în gând voioși, intonați un imn de slavă, toți care credeți în Hristos. Înfrățiți-vă, popoare, de la răsărit și apus, și plecându-vă genunchi, poruncă de cei mari să ascultăm, să iubim, să le dăm cinstea, pentru ei să ne rugăm. De aceea eu acum vin smerit în fața ta, să primești bunătate pentru ei azi ruga mea. O, Hristoase, sfântă taină, ce dorești să ne iubim, dă-ne nouă a ta pace, dorul tău să-l împlinim. Tu pe să-l ajuți, să-l întărești, pe episcopi și pe preoți, neîncetat să-i ocrotești. Tu, pe-al nostru hârnuitor, milostiv să-l luminezi, și pe toți ce stau la cârmă, tu să-i bine Cedo.
Un capitol aparte din viața lui Vasile Lukaciu, mai puțin cunoscut, este activitatea sa diplomatică. După izbucnirea Primului Război Mondial, trece în România împreună cu fratele său Constantin și cu Octavian Goga. La sfârșitul lunii decembrie 1914, este trimis de către primul ministru Ion Ice Brăteanu în misiune diplomatică la Roma, unde se va întâlni cu fostul său coleg, Papa Benedict al XV-lea. În aprilie 1917, este trimis într-o nouă misiune împreună cu Vasile Stoica și Ion Moța, de data aceasta în Statele Unite ale Americii. Activitatea sa din Statele Unite este prodigioasă. Prezentăm în premieră națională scrisori și documente care atestă activitatea sa de peste ocean. A reușit să-i unească pe românii ortodoxi și greco-catolici în numele idealului național. Ține o intensă corespondență cu Ministerul de Război. A fost primit la Casa Albă de către președintele Wilson. A reușit să câștige sprijinul guvernului american și al Casei Albe pentru cauza românilor transilvăneni. La izbucnirea războiului, în anul 1914, Vasile Lukaciu s-a refugiat în România împreună cu Octavian Goga, stabilindu-se la București. Aici a fost ales președintele Ligii pentru Unitatea Politică a tuturor românilor, avându-i colaboratori apropiați pe Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Nicolae Iorga și Octavian Goga. Era toată floarea intelectualității românești, care era pro-antanta și pro-unire. În perioada asta are câteva cuvântări celebre prin România mică. E rămas în conștiința colectivă cuvântarea care a ținut-o cetățenilor de la Ploiești. O cuvântare, deci despre unire, despre necesitatea luptei împotriva Austro-Ungariei și toate acestea, care astăzi vedeți că sunt mai puțin cunoscute și mai puțin, nu prea se mai vorbește despre ele. El a și participat la viața politică din România, pentru că se pare că a candidat la un colegiu în județul Galați în perioada asta. Doi ani în perioada neutralității, între 1914-1916, Vasile Lukaciu desfășoară una dintre cele mai minunate propagande în favoarea eliberării teritoriilor românești de sub dominația austro-ungară și unirea cu România, pledând pentru intrarea țării în război de partea Antantei. S-a deplasat în această perioadă pe rând în Italia, Rusia, Franța, Elveția, Anglia și America. Pleacă prin Rusia, în drum este cunoscută povestea de la Darnița, unde creează, ia parte la jurământul ostașilor sau legionarilor români din legiunea care se creează acolo. L-am întâlnit într-un raport de al siguranței astea maghiare, îl semnalau la Stockholm. Și apoi după aia ajunge în Franța, în Italia. În Italia, în 1918, știm iarăși la fel că ia jurământul regimentului care se creează și acolo într-un lagăr și care urma să fie trimis în România ca, și să ia parte la luptele de la... să ia la, parte la luptele împotriva puterilor centrale. La sfârșitul lunii decembrie 1914, Vasile Lukaciu a fost trimis de către primul ministru Ion Ice Brăteanu în misiune la Roma. Benedict al XV-lea tocmai fusese ales papă la 3 septembrie 1914.
Părintele Lucaciu a fost coleg cu acesta în perioada în care studiase la Roma, între anii 1868-1874. În decursul lunii ianuarie 1915, Vasile Lucaciu s-a întâlnit cu cardinalul secretar de stat Ferrata, iar la 18 ianuarie a fost primit în audiență de suveranul pontif. Cu această ocazie, papa a încurajat demararea procedurilor pentru stabilirea de relații diplomatice între Vatican și România. După audiența sa la papă, Vasile Lucaciu le-a prezentat regelui Ferdinand și primului ministru liberal, la 20 ianuarie 1915, darea de seamă asupra misiunii sale diplomatice. Pentru că și-a făcut treaba bine la Vatican, Vasile Lucaciu va fi trimis într-o nouă misiune. În aprilie 1917, guvernul român a trimis în SUA o misiune patriotică formată din Vasile Lucaciu, Vasile Stoica și Ion Moța. Scopul misiunii era propaganda pentru cauza Transilvaniei și organizarea unei unități de voluntari români, transilvăneni, pentru frontul francez. Alegerea lui Vasile Lucaciu nu a fost întâmplătoare. El îi avea stabilit acolo pe fiul său, Epaminonda Lucaciu, pe fratele său Constantin Lucaciu și pe cumnatul său Gheorghe Barbul. După o călătorie de 2 luni prin Rusia și Japonia, delegația română a ajuns la Washington în 29 iunie. La 2 iulie 1917, delegația română a fost primită la Casa Albă de către secretarul de stat Robert Lansing. Salutând delegația română, secretarul de stat a subliniat că Statele Unite vor da tot sprijinul regatului românesc pentru libertate și unitate națională. Membrii delegației au intrat în legătură cu Ministerul de Externe, în special cu secretarul de stat William Phillips, luând în discuție posibilitatea de a înființa o legiune de voluntari. Epaminonda Lucaciu s-a implicat personal în chestiunea organizării de unități militare românești pe tărâm american. Deținem o scrisoare în original adresată părintelui Epaminonda Lucaciu de către aghiotantul general al statului New Jersey la data de 3 aprilie 1917. Iată ce conține aceasta. Stimate referent, am primit scrisoarea dumneavoastră din 28 martie, conținând informațiile legate de chestiunea organizării de unități militare formate din persoane din România. Vă mulțumesc pentru interesul arătat față de chestiunea în cauză și apreciez în întregime spiritul ofertei. În momentul de față, nicio altă organizație nu a fost solicitată sau autorizată de Guvernul Federal pentru servicii militare. Utilizarea organizațiilor existente este pregătită și sugerez ca oportună alăturarea tuturor persoanelor doritoare să se înroleze, eligibile și apte pentru serviciu militar, să se servească de ofertele de recrutare ale organizațiilor Gărzii Naționale. Al dumneavoastră sincer, aghiotantul general. După ce, la sfârșitul anului 1917, Statele Unite ale Americii au declarat război Austro-Ungariei, în 8 ianuarie 1918, președintele american Woodrow Wilson a dat publicității celebrele 14 puncte, în care se limita la a face afirmații cu privire la dezvoltarea autonomă a popoarelor din acest stat multinațional. Era un prim pas în înțelegerea dezideratelor acestor popoare. Membrii delegației române au ținut legătura și cu Casa Albă. Secretarul președintelui îi scria lui Lucaciu la 9 februarie 1918. Stimate doctor Lucaciu, președintele mi-a cerut să confirm primirea și să exprim adânca lui apreciere pentru mesajul călduros pe care i l-ați adresat în numele organizației dumneavoastră. La începutul anului 1918, odată cu venirea lui Constantin Angelescu ca reprezentant al României la Washington, numărul manifestațiilor pro-uniuniste a crescut. Situația politică impunea urgentarea unor asemenea manifestări, în condițiile în care propaganda austro-ungară crease în rândurile opiniei publice americane o imagine falsă despre Imperiul Austro-Ungar, despre viața națiunilor asuprite,
despre România și dreptul ei istoric la unitate națională. Românii s-au bucurat de sprijinul lui Herbert Adolphus Miller, profesor la Colegiul Oberlin din Ohio. Acesta a fost numit șeful departamentului pentru imigranți. Lukacu i-a trimis o scrisoare la 8 mai 1918. Dragă domnule, amabila dumneavoastră scrisoare din 5 mai a fost primită de către mine și a fost citită cu multă plăcere și interes. Sunt foarte bucuros că sunteți interesat de cauza naționalităților asuprite din Austro-Ungaria. Aveți cunoștință de organizațiile poloneze a celor din Boemia și a slavilor de sud, dar este ghinionul românilor că organizația lor politică națională, sub numele de Comitetul Național Român din America, nu are notorietatea sporită a organizațiilor naționalităților menționate mai sus. Comitetul Național Român a făcut tot ce a stat în putință pentru a informa pe liderii țării despre aspirațiile românilor. Desigur, propaganda începută nu de mult de către români nu se poate compara cu propaganda celorlalte naționalități. Ar lua prea mult pentru a explica în detaliu și în consecință, vă oferim doar faptul concret. Pentru a vă informa despre cauza românească și ceea ce am realizat cu resursele noastre modeste, doresc să cer permisiunea să vă prezint 3 pamflete publicate la date diferite pentru informarea publicului american cu referire la cauza noastră. Voi face tot ce-mi stă în putere să fiu prezent la reuniunea de pe 13 mai, care se va ține în Cleveland, Ohio, și dacă se va întâmpla să nu pot fi acolo, vă rog să acceptați și să-mi prezentați scuze. Cu cel mai adânc respect, doresc să rămân al dumneavoastră, cu respect, Dr. Lukacu. La 5 iulie 1918, Epaminonda Lukacu, Vasile Stoica, Paul Negulescu, Ioan Podea și Gavril Barbul au pus bazele Ligii Naționale Române, care i-a cuprins pe toți românii din organizațiile culturale și filantropice, indiferent de credințe politice și religioase. În toamna anului 1918, președintele Woodrow Wilson s-a edificat asupra realităților politice din centrul Europei, recunoscând și susținând dreptul la autodeterminare al tuturor naționalităților din fostul Imperiu Bicefal. Astfel, reprezentanții românilor, cehoslovacilor, polonezilor și iugoslavilor din Statele Unite au organizat la 15 septembrie 1918 o întrunire la Carnegie Hall din New York, la care au participat peste 40.000 de persoane. La această întrunire a fost invitat și Epaminonda Lukacu printr-o scrisoare trimisă la 13 septembrie 1918. Dragă domnule, fiindcă sunteți interesat de cauza democrației din Europa Centrală, Comitetul Național de Economii pentru Război, grupul de voluntari FUR Minutemen, Asociația Tinerilor Creștine, Asociația Tinerilor Creștini și Comitetul Primarului pentru Apărarea Națională au plăcerea de a vă invita să fiți prezent la reuniunea Voința Oamenilor din Austro-Ungaria, care se va ține duminică, după amiază, pe 15 septembrie, la ora 3, în sala Carnegie Hall. Biletele pot fi rezervate solicitându-le la adresa menționată mai sus. Cel ce va prezida va fi senatorul de Nebraska, Gilbert H. Hitchcock, președinte al Comitetului de Relații Externe din Senat. Printre cei care vor lua cuvântul se numără profesor Thomas Masaryk, președintele Consiliului Național Ceoslovac, în prezent recunoscut ca guvernul provizoriu ceoslovac, domnul Roman Dmowski, președintele Consiliului Național Polon din Paris, domnul Pierre Delanou, de la ambasada franceză, Dr. Hinko Hinkovic de la Consiliul Național Iugoslav și locotenentul Vasile Stoica, președintele Ligii Naționale Române din America. Cu respect! Încheiindu-și activitatea peste ocean, Vasile Lukacu a plecat la Paris. Aici, în septembrie 1918, s-a constituit Consiliul Național Român, devenit în octombrie Consiliul Național al Unității Române. Printre cei 23 de membri ai acestui guvern din exil s-au numărat
Ion Cantacuzino, Lascăr Catargiu, Nicolae Titulescu și Traian Vuia. Președinte a fost ales Tache Ionescu, iar vicepreședinți Octavian Goga și Vasile Lucaciu. Consiliul, recunoscut în scurt timp de guvernele Franței, Statelor Unite, Italiei și Angliei, a reprezentat printr-o delegație interesele românilor la Congresul Naționalităților desfășurat în octombrie 1918 la Geneva. În aceeași toamnă, pleacă în Italia și participă la discuțiile desfășurate la președinția Consiliului de Miniștri. Membrii delegației reprezentative a Consiliului Național al Unității Române urmăreau organizarea Legiunii Române din Italia, căci, încă din aprilie 1918, au fost înființate în lagărele de prizonieri companii de voluntari români. Părintele Vasile Lucaciu primește jurământul acestor companii, pe care le susține și le încurajează, la 25 noiembrie 1918. Câteva zile mai târziu, la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, are loc unirea Transilvaniei cu România. Cu toate că nu se afla în țară, părintele Vasile Lucaciu este ales în Consiliul Dirigent, ca recunoaștere a meritelor sale în bătălia pentru realizarea idealurilor naționale. El n-a acceptat ideea de autonomie a Transilvaniei. Cum s-a hotărât la Alba Iulia? La Alba Iulia s-a hotărât ca până la, să spunem, adoptarea unei legi care să consfințească unirea, Transilvania să fie condus din nou guvern autonom. Pe care, din păcate, ardelenii, fruntașii Partidului Național Român din Ardeal, au vrut să perpetueze cât mai mult. Aveau tot felul de motivații, deci nu trebuie să le discutăm astea. Părintele Vasile Lucaciu rămâne un timp în Italia, unde recrutează 10.000 de voluntari, foști prizonieri din fosta armată a Imperiului, apoi sfințește drapelele regimentelor Horia și Cloșca. În primăvara anului 1919 continuă să lucreze pentru consolidarea Unirii la Geneva, unde se afla sediul Ligii Națiunilor. S-a reîntors în țară în toamna anului 1919, unde i s-a făcut o primire impresionantă. La Gherla, Dej, Satu Mare, Baia Mare și la Șișești a fost întâmpinat cu multă căldură. La Satu Mare, la 13 octombrie 1919, cei prezenți i-au mulțumit lui Vasile Lucaciu pentru munca neobosită și pentru martirajul pe care l-a îndurat. În semn de recunoștință, șefii municipalității de atunci au numit actuala stradă Horia, strada Vasile Lucaciu. Primarul municipiului Satu Mare era în acea perioadă Augustin Ferențiu. Primul primar român al municipiului de pe Someș a fost instalat în funcție în aprilie 1919. Istovit de drumuri, Vasile Lucaciu a participat pe măsura puterilor sale la viața politică a țării. Mai întâi la câteva ședințe ale Consiliului Dirigent, al cărui membru a fost, apoi, în cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de la 3 noiembrie 1919. Primele alegeri după Constituirea României Mari, organizate după sisteme diferite în Vechiul Regat și în Provinciile Unite, au dus la victoria coaliției Blocului Democrat, format din Partidul Național Român din Transilvania, Partidul Țărănesc și Partidul Naționalist Democrat condus de Nicolae Iorga. Alegerile au fost un șoc dur pentru liberali. Partidul lor a câștigat doar 22% din voturi și a obținut 103 locuri de deputați din totalul de 568. Partidul Național Român a câștigat cel mai mare număr de locuri, 169, în timp ce Partidul Țărănesc a obținut 61. Vasile Lucaciu a fost ales deputat de Baia Mare din partea Partidului Național Român. El a făcut parte din secțiunea 1 a Camerei Deputaților, alături de mari oameni politici și de cultură, precum Nicolae Iorga, Octavian Goga, Iona Gârbicianu, Aurel Lazăr. Blocul Democratic nu a putut face față grevelor care amenințau stabilitatea socială și politică a țării.
Guvernul, avându-l în frunte pe Alexandru Vaida Voievod, a demisionat în martie 1920. Brătianu, acționând din culise, l-a convins pe regele Ferdinand să constituie un guvern puternic. Omul providențial a fost atunci generalul Averescu, căruia regele i-a încredințat mandatul. La alegerile din mai 1920, Partidul Poporului condus de Averescu a obținut 206 locuri în Camera Deputaților, Partidul Național a obținut 27 și Partidul Țărănesc 25. Vasile Lukaciu obține din nou un loc de deputat. Una dintre cele mai importante propuneri ale sale a fost cea legată de reforma agrară. El propunea ca marile proprietăți să nu se fărâmițeze excesiv, ci să fie date țăranilor care să le lucreze în asociere, pentru a avea câștiguri mai bune sau, în caz contrar, măcar să îi se asigure țăranului român mijloacele necesare de producție, fără de care nu putea lucra eficient pământul cu care fusese proaspăt împroprietărit. Reforma agrară a fost, de fapt, cea mai dificilă problemă cu care s-a confruntat guvernul Averescu, care a demisionat în decembrie 1921. Slăbit de boala de inimă ce se agrava zi de zi, Vasile Lukaciu s-a retras la Satu Mare, unde, la 24 aprilie 1921, a fost înscăunat preot la parohia greco-catolică de aici. Fiul său, Epaminonda Lukaciu, funcționa ca preot militar la garnizoana locală. Trebuie să menționăm faptul că Epaminonda a activat și pe plan politic, în cadrul organizației liberale. La alegerile parlamentare din martie 1922, liberalii au obținut o victorie decisivă, câștigând 220 de locuri din 369, față de 40 de locuri ale Partidului Țărănesc, 26 ale Partidului Național și numai 13 ale Partidului Poporului. Discrepanța izbitoare între numărul total al voturilor obținute la aceste alegeri și cel al voturilor obținute cu 2 ani înainte, când Partidul Poporului obținuse 206 voturi, iar liberalii doar 16, sugerează că liberalii au condus alegerile cu toată eficiența tradițională al unui partid aflat la putere. Campania electorală a fost una extrem de dură. Dr. Vasile Lukaciu a candidat din partea Partidului Poporului. Noul politicianism românesc a vrut să-l scoată însă din circuit foarte repede, grăbindu-i dispariția fizică. Finalul vieții sale, identic într-un fel cu un sfârșit de tragedie în care maurul și-a făcut datoria și trebuia să dispară, este de-a dreptul impresionant. În ziua alegerilor era în drum spre Baia Mare. Se ducea să asiste la secția de votare. Nu era mânat de dorul de a fi ales, ci mai mult voia să vadă ce progres i-a făcut țăranul român în exercitarea dreptului de vot, pe care nu l-avea la Unire. La un moment dat, agenții electorali s-au năpustit asupra apostolului bătrân și, tăvălindu-l în zăpadă, l-au maltratat ca pe un hoț de cai. Deci nici un document n-am găsit această treabă cu Lukaciu bătut și într-un șanț și nu știu ce, nu. Țăranii ce veneau la vot l-au descoperit în zăpadă rănit grav. L-au ridicat și l-au dus la spital. Și alegerea s-a făcut fără cel ales. Slăbit și bolnav, Vasile Lukaciu s-a retras într-o odăiță modestă dintr-o stradă laterală din Satu Mare. Voia să-și odihnească trupul istovit de luptele pe care le-a dus o jumătate de veac pentru un ideal pe care l-a văzut împlinit. În timp cât a trăit, te-ai fi așteptat ca să fie tot timpul întrebat ce părere are, ce ăsta. Nu, l-au tratat cu foarte mare, nu dușmănie, că nu pot să-i zic, dar indiferență. Și probabil că asta a contribuit la agravarea bolii lui de inimă. De pe patul greu al bolii, a găsit puterea să-i trimită o telegramă primului ministru Brătianu, prin care saluta cu un entuziasm sincer încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria din 15 octombrie 1922 de la Alba Iulia.
Lucaciu spunea: boala grea mă împiedică de a mai lua parte la viața politică. Totuși, un moment excepțional de grav, deci un moment excepțional de grav, știa despre hotărârea Partidului Național Român, îmi poruncește să-mi ridic cuvântul într-o cauză mare patriotică. Cu cel mai sincer entuziasm vă gratulez pentru hotărârile aduse în cauza încoronării gloriosului nostru rege Ferdinand I și a adoratei noastre regine. Providența dumnezeiască a binecuvântat aspirațiunile noastre seculare și am fost fericit să vedem înfăptuit visul de veacuri, unirea tuturor românilor. Acum, de pe patul greu al boalei, văd desăvârșindu-se această unire prin încoronarea regiului României întregite. Toți bunii români suntem în jurul regiului care se încoronează la Alba Iulia. Deci, ăsta este probabil și... Eu v-am spus probabil că este testament, că eu nu știu să, ca Lucaciu să fi lăsat testament la moartea lui. Probabil că e testamentul lui care reflectă, de fapt, toate idealurile și toată lupta lui de o viață. E foarte trist, de exemplu, că în anul 1922, când e anul morții lui, de exemplu, ziarul Satul Mare de două ori consemnează, de trei ori numele lui, îl consemnează odată când vine doctor Petru Groza și cu Octavian Gogol vizitează. Ei, vedeți, totuși, ce diferență. Cei doi care erau din și care erau la București și care aveau rosturi și făceau politică mare în București, vin special la Satul Mare să-l viziteze pe bătrânul Lucaciu. Ultimul care l-a vizitat, cât a fost în suferință, a fost profesorul Aurel Coza din Carei. Vasile Lucaciu s-a stins din viață la 29 noiembrie 1922. Presa din întreaga țară a anunțat acest eveniment nefericit, iar Parlamentul României a decis, ca semn de recunoaștere a activității sale, să îi organizeze funeralii naționale. A fost înmormântat în ziua de 2 decembrie 1922. Însuși primul ministru al țării, Ion Ice Brătianu, a venit personal și a decorat sicriul în care se afla corpul neînsuflețit al lui Vasile Lucaciu cu ordinul Steaua României în grad de mare comandor. La înmormântare a participat și episcopul Iuliu Hosu al Gherlei, care l-a reabilitat pe Vasile Lucaciu ridicându-l post-mortem la rangul de vicar. Sunetele corurilor, corpul neînsuflețit al lui Vasile Lucaciu a fost dus la Șișești, unde a fost primit cu lacrimi de către țărani, singurii poate, care în marea de participanți l-au regretat sincer și au vărsat lacrimi adevărate pentru pierderea celui care a fost preot doctor Vasile Lucaciu.
orașul Satu Mare n-a fost totdeauna extrem de cinstit cu familia Lucaciu. Adică nu orașul, nu locuitorii, să spunem oficialitățile, conducătorii din diferitele vremuri. Ați văzut ce a pățit în perioada anilor 80. Nu sunt mari diferențele nici după 1921, când el vine preot la Satul Mare. Ei, deci un cumnat de-a lui, Ion Costin, propune orașului să transforme casa familiei, adică locuința unde locuie, adică unde a stat Vasile Lucaciu, să cumpere casa, spune, adică roagă orașul, pentru că familia este dispusă să doneze tot ce este legat de... Gândiți-vă că toată biblioteca aia splendidă, el avea o bibliotecă de zeci de mii de volume. Toată arhiva lui, toată arhiva, adică corespondență, dar pentru noi ar fi fost extrem de important să vedem întreaga arhiva Partidului Național Român, pentru că la el s-a aflat. El era secretarul general și el ținea asta. Ar fi fost probabil benefic și pentru noi, pentru Sătmăreni, că el a fost secretar, adică a fost președintele președintele Partidul Național Comitatens Satu Mare. A fost secretarul Astrei Sătmărene. Bine, nu când ar fi putut fi președinte, dar n-a vrut, că era cu alte ocupații și ca să nu fie în detrimentul activității pe care o desfășura în principal, deputat sau preot sau... Și atunci, ce teribil ar fi fost ca această moștenire să fie păstrată intactă. Nu i s-a... Atunci, în anii aceia, nu i s-a răspuns. Adică, eu n-am știut să aibă vreun efect această hotărâre. Am fost extrem de mirat când mi-ați arătat documentul că totuși orașul a cumpărat casa respectivă, care să și vedem, n-a fost o sumă care să îngroape finanțele orașului, dar n-a mai organizat muzeu. Asta e, asta mă frapează, că au cumpărat casa și n-au organizat muzeu. Care, totuși, organizarea muzeului Lucaciu la Satul Mare a fost pe ordinea de zi și a adunării Astrei din 1900, adunării generale a Astrei din România de astă dată, din 1935. Și acolo a venit dictatul, totul a trecut în uitare. Casa în care a locuit Vasile Lucaciu în perioada de afirmare avea să fie cumpărată de municipiul Satu Mare în anul 1929. Cumnatul său, Ioan Costin, intenționa să înființeze aici un muzeu în care să adăpostească scrisorile, documentele și actele păstrate de Vasile Lucaciu în calitate de secretar general al Partidului Național Român, dar și al Astrei. Pragmatism sau mercantilism, locuința din strada Regele Ferdinand, numărul 29, a fost cumpărată de către un cetățean în anul 1927 cu suma de 200.000 de lei și revândută municipalității 2 ani mai târziu cu 850.000 de lei. Această afacere a epocii să fi fost pricina neînființării muzeului Vasile Lucaciu la Satu Mare, cine știe? Este de datoria noastră să reînviem memoria celui care a fost Vasile Lucaciu, profesor, publicist, preot, om politic și diplomat și nu în ultimul rând un patriot local, un sătmărean de la naștere până la moarte.
Vasile Lucaciu merită mai mult decât oricine să aibă un muzeu propriu, alături de toți cei împreună cu care a luptat acum mai bine de un secol. De altfel, întreaga familie Lucaciu, tatăl său, frații săi, în special fratele Constantin, dar și copiii săi, merită mai multă atenție din partea noastră. Peste ani, după primul război mondial, când se dezbătea trasarea noilor granițe ale României, delegații români aduceau un argument suprem. Nu putem lăsa patria celui mai vașnic luptător pentru dezrobire, Vasile Lucaciu, în afara granițelor țării. Astfel, datorită lui Vasile Lucaciu, la conferința de pace de la Paris, României i s-a dat Sătmarul și nu Debrețenul, așa cum se plănuise inițial. Chiar dacă nu este decât o metaforă frumoasă, o recunoaștere simbolică a meritelor sale, dacă Satu Mare îi datorează lui Vasile Lucaciu prezența între granițele țării și nu a rămas în Ungaria, este timpul ca noi să-i acordăm puțină recunoștință și să-i recuperăm ceva foarte simplu, memoria. Așadar, când treceți pe aici, nu uitați următorul lucru. Vasile Lucaciu nu a fost doar o statuie, a fost un profesor care a iubit toți copiii și a învățat lucruri bune.